găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Tractoare și utilaje cu Daniel. Azi vă aduc în prezentare utilajul purtat tocător de resturi vegetale în ansamblu cu o baterie de discuri drepte marca Kivon, model Gladiator. Tocătorul de resturi vegetale din imagini marca Kivon, model Gladiator, este un utilaj robust construit spre a fi utilizat după ce s-au recoltat culturile de rapiță, floarea soarelui, porumb, soia, chiar și porumb silos. Sistemul de prindere dublu îi permite să fie prins la tractor atât în partea din față, pe tiranții acestuia, cât și în partea din spate, pe tiranții aferenți. Atunci când este montat pe tiranții din fața ai tractorului, permite lucru în ansamblu cu alt utilaj și în felul acesta, în spatele tractorului, putem agăța alt ansamblu de echipamente agricole, efectuând o lucrare complexă dintr-o singură trecere. În funcție de lățimea de lucru, putem folosi tractoare de la 120 până la 400 de cai putere, atât cu el montat în partea din față, cât și în partea din spate. Configurația tocătorului de resturi vegetale marca Kivon, model Gladiator, este următoarea: șasiu dublu ranforsat din oțel Hardox, șasiu ce este vopsit în câmp electrostatic, tăvăluc cilindric ce are de spus pe diametrul exterior lame din oțel tratat poziționate vertical ce oferă un diametru de 410 mm, baterie de discuri drepte de tăiere dințate ce au diametru de 410 mm cu rulmenți fără întreținere, dispozitiv hidraulic de reglare a adâncimii de lucru, lumini stradale. De asemenea, mai putem adăuga că brațele de lucru sunt independente pentru fiecare disc, prinse de șasiu prin lagăre de gumă. Discurile de tăiere drepte dințate zdrobesc materialul vegetal, asigurând o putrezire rapidă a acesteia pentru a aduce terenul în faza de lucru pregătitoare următoarei etape de semănat. Adâncimea de lucru este reglabilă hidraulic, așa cum am spus mai sus, iar aceasta poate fi între 6 și 7 cm în teren. Resturile vegetale ce rămân au o lungime de 10-11 cm și ajută foarte bine la o descompunere mult mai eficientă. Viteza de lucru optimă este între 12 și 18 km la oră în funcție de terenul în care se lucrează. Mai putem adăuga faptul că în urma acestui utilaj, orice utilaj ce va efectua trecerea în teren, o va face cu o viteză de înaintare mult mai ridicată și cu un consum redus de carburant. Combinând cele două sisteme de lucru, vertical și orizontal, echipamentul Kivon Gladiator salvează timp, carburant și bani. Obiective care sunt constant alese spre a fi coordonatoare în cadrul unei ferme. Mai puțin pași de lucru și mai multă eficiență ar fi sloganul după care se ghidează acest echipament util cam 8 luni dintr-un an calendaristic. Dragi fermieri, cumpărați tehnologie, nu doar preț. Vă mulțumesc pentru vizionare!